Bună ziua! Astăzi voi face pește. Deci azi voi face pește șalău la cuptor, așa cu un pic de unt, zeamă de lămâie, un pic de usturoi. Usturoi, pătrunjel, boiauă, deci o să fie foarte fain. Și pe lângă garnitură va fi din astea legume americane, cum să zice, da, legume. Așa. Ia ca așa, curăț un pic de, cred că numai doi căței o să curăț, de usturoi, trei să zicem, e suficient. Aici am unt, am 100 de grame și îl topesc. Trebuie topit. Îmi dau un pic mai încet, că se topește repede, eu între timp, eu curăț usturoiul și atunci îl presez așa un pic cu cuțitul și atunci îl tai așa bucățele mici. Dacă aveți presă de usturoi, puteți să faceți cu presa de usturoi. Aici e peștele. L-am deci crescut noi aici, în acvariu. Deci, peștele are jumate 500 de grame, jumate de kil. Mamă, dar ce bine taie cuțitul ăsta. Taie foarte bine. Vrei să nu-ți faci manicura cu el? S-o topi tot? Ziceam de cuțit să nu-ți faci manicura cu el. Păi deja m-a aranjat unghie. Deja m-a aranjat. Mă vezi să nu pun pe pește. Mă. Așa. Să-l curăm și pe ăsta și atunci o să punem și zeamă de lămâie, bineînțeles, în unt. Untul s-a topit. Da. Și pătrunjel înăuntru. Asta vă arat eu cum o fac eu și așa se pune la cuptor. Și ulei de măsline. Și ulei de măsline, da. Și ulei de măsline, dar eu zic că e cam puțin usturoi, mai trebuie. Așa. O să trebuiască să mai pun, cred că încă doi. Tu ce zici? Cum vrei tu? Uite aici. Mai pune. Am știut. Da. Și pe lângă o să fac legumele alea la tigaie. Faine, la tigaie, cu un pic de sos din ăla cremos de smântână. Și o să vedeți ce fain o să iasă. Deci e simplu. Peștele ăsta șalău îl găsiți la Lidl. La Lidl, chiar am arătat în video care acum l-am postat. Da. Și o să-l găsiți acolo la Lidl, peștele. Deci nu e scump. Cât a fost? 25 kg. Nu. 50 kg. 50 și un pic. Da. Și suficient. Uitați ce mare e. Deci, o bucată deci din asta a fost 20 da. Și ceva. 25-28. O bucată din asta așa mare, deci chiar va ajunge. Mai eu nu pun și carap. Era și crap, și crapul era 60 de lei kilogramul, nu știu de ce e așa scump. Bine, în cazul că e file, nu? N-are oase. A, file și n-are oase, da, eu scot oasele, cred că. Dar mie îmi place cel mai mult peștele ăsta, șalău. E gustos. Cod, îmi place și păstrăvul. Și dorada. Da, și dorada. Că nu-i gras și dulce. Da. La Angie nu-i place peștele gras. Somonul nu-ți place. Ba, dar mi-l place afumat. Știi? Și așa proaspăt nu-ți place? Nu. Ok, mi-mi place proaspăt. Nu, l-am afumat. Să fie așa. Eu afumat. O să-mi fac și un risotto. La Angie nu-i place risotto. Nu. O să-mi fac separat orez așa, puțină sare. Da, și atunci îl pun deoparte pentru tine. Da.
și eu îmi fac și tu risort. Spui risort, tot faci așa cum vrei tu. Ok, bun. Deci am tăiat mărunt. Și acum pun untul în bol. Pun să pui tu dacă vrei. Wow, ce fain arată! 100 de grame? Da. 100 de grame trebuie. Așa, punem aici tot. Bun. Și acum... Lămâie bio. Lămâie bio. Mă jumătate, nu? Îl aș pune pe tot, nu? Păi îți trebuie celălaltă la pește. Hai să-l pun jumate. Așa a fost în da. Inspirația noastră. Jumate. Că o fi prea acru. Ok. Așa. Îmi iau resturile. Că aici m-a mai rămas pe fund. Poți să dai bine? Ok. Puțin pătrunjel. Da, trebuie să tocăm. Acum eu aproximativ am pus un pic aici. O legătură puteți să puneți. Un pic de pătrunjel, că mie mi s-a părut că e prea puțin și acum cred că e suficient. Așa. Punem tot aici. Ce faci? Dai drumul la plită? Da, vreau să vreau. Ok. Deci, am pus aici tot și acum. Să pun un pic de boiau cu lingurița. Deci boiaua de la pâncota. Pâncota. Da, da. De la pâncota. Cum e? Să știi că e bună. E bună? Mhm. Are gust de boia. E normal. Atenți. De boia intens. Așa. Nu-i normal... ca să fie diferență mare. Că alea de la alimentară nu au așa gust. Atunci am gustat să văd aici ce trebuie sau nu. Ok, am înțeles. Sare n-am pus? Nu, că știu eu când să pun sare. Ok, uite ce fain culoare. Da, deci e... Ce trebuie. Exact. Ok. Și acum... Pisicuța. Ce e cu pisicuța? Angi, dai bobițe. Păi ca pisicuțele. Așa. Acum începem la pește. Vă arăt și la pește cum se procedează. La pisici le plac peștele. Ei, cam pe aici o să am în două, nu vezi? Și Pepi și ea. Se învârt pe aici. Da, da, nu știu, că mâța asta mai mare nu-i place peștele. Au. Așa, deci, uitați aici ce fain arată peștele meu. Abia aștept să mănânc. Deci, uitați, vedeți? Arată super. E carne așa faină. Nu-i super. Cum nu-i super? Mă, mă, dar mâțele știe să vorbească? Păi, miau! Așa, așa. Vreau să vă spun că chinezii, de unde știu ei karate? A, de la mâțe. De la mâțe. Cum să bat mâțele, așa să bat și chinezii, să știu. A, da. Deci o fost am sară. Aflat aseară da. Despre asta, că de unde știu chinezii karate?
De la pisici. De la pisici, de la maimuțe? Nu, de la pisici. Bine, am zis, nu? Așa, deci tăiem. Așa. E bine așa? Da. Chiar, ok. Și ăsta las așa întreg? Sau îl tai așa? Da. Îl tai așa, nu? Da. O taie felie. Taie felie. Da. Acum punem sare, piper, condiment, ce vrem noi peste pește. Pește nu. Bun piper? Da, ce? Vrem nu, că e uite. Dar tu nu mânci pește. Tu mânci pește. Okay. Sare de mare. Să trebuie pe pita să pună la paie. Aveți eu. Să pun și alt condiment. Nu acum să pui ulei de măsline, okay. Că îmi pun în tava aia. Păi ai pus usturoi, nu mai trebuie, nu? Vierburi mediteraneene, eu știu. Cine dorește? Provențial? Provenț. Provenț. Nu eu vreau. Provenț. Nu? Atâta folosește mami că nu mai vreau. Că deja ne-am obișnuit cu gustul. Da. Așa. Și acum și pe dar cine dorește poate să pună ierburi mediteraneene. Dar o să fie usturoiul cu boiaua și cu așa. Geamă de lămâie. E suficient. Da, și eu zic că e suficient. Un pic de piper. Că nu te le-am mâncat și acum lipa noastră. Așa, bun. Hai să scot caserola care am cumpărat-o. Care am cumpărat de la Penny, da. Foarte ieftină, în ofertă, nu mai știu, 15 lei am dat cu ea. Angi, dar cred că nu încape aici. Am zis-o că îmi trebuia o vală, știi? Ai văzut? I-am știut. Deci îmi trebuia o vală. Pătrată, clasă ovală. Nu, este una ovală mai mare. Mare? Da. Ok, nu tot iau pe aia că aici nu este tot pește. Da, micuță, o să trebuiască să suprapui unul pe altul și atunci nu o să fie gătit, știi? Da, deci trebuie să o aduc pe cealaltă. Ok. Dar poți să-și priez. Acum nu îmi place așa să-și priez. Că ne trebuie un pic de... Deci astea nu mi sunt clar cu ele. Cu spraiurile astea, da. Că nu sunt chiar așa de wow. Am pentru, nu, cu ei place, dar eu mie nu prea. Să știți, uite aici. Deci trebuie să faci până... Mai poți? Păi mai pot, tu mai pus să fac așa. Nu, de nu te-a pus, am zis că, dar nu, pot să-și preiez. Da. Mă, enervaș. Așa, cred că e de ajuns. Da, mai mult decât suficient. Ok, suficient. Așa. Și acum pot cu pensula să întinzi peste tot. Natalia, de fapt, mai mâncă banană. Asta e a doua banană. Mulțumim, zis că noi mâncăm pe banane. Că suntem maimuțe. Face Natalia câteodată ca maimuțele. Zici că suntem maimuțe. Așa. Deci așa vreau. Ok. Și aia poți să mânci pe o pește. Așa. Bun. Acum punem peștele aici. Așa. Am pe pepi. Miros pește? Miau. A, ieșit afară. Ieșit afară pepi. Taci că-ți năpădeau. Nu, da. Hai să trag un pic mai... M-am pus acolo, intenționat. Așa, ok. Hai să-l pun și păcățica asta aici. Ce mai rămas? Acum punem... conținutul de unt, boiauă, da, unt pătrunjel. Poți să o pune așa? Da. Ok.
Deci, a, da, că totul e aici. Și pătrunjel. Da. Și usturoi. Așa. Ce fain miroase. Da. Chiar miroase foarte fain. Să știți. Așa, deasupra. Deci deasupra se pune peste tot. Și aici. Deci o să iasă o bunătate. O să vedeți. Dacă încercați și voi și e simplă. Deci rețeta e simplă, să știți. Ok, bun. Așa. Și acum și coposul. Ok. Punem așa și să zicem o lămâie la fiecare parte. Deci, mai dăm o lămâie de acolo. Mumie sau mumificată sau proaspătă? Uite, aici este. Așa, stai să nu, bine, și așa, și acolo. Hai să mai pun și ei. Ok. Acum se fac poze. Ok. Cuptorul preîncăzit la 200. Da, deci i-am dat drumul, înainte să încep să prepar, i-am dat drumul la 200 de grade, fără ventilație, și punem 15-20 de minute la cuptor. Așa. Și o să facem legumele. Acum începem să pregătim să facem legumele. Pun un pic pe pauză până e pregătit. Până... Da, exact. Așa. S-a pus un pic de ulei de măsline. Foarte puțin. Da. Și îl punem pe tot. Pentru că mie îmi plac legumele foarte mult. Cât e un kilogram? Pe spate scrie. 700? Da. Ca copii. Apoi ce să fac? Să mai încânt. Dar uite ce fain e legumele. Super! Și din proaspete. Astea proaspete, vedeți? Hai că le pot să le pun acum aici. Hai că le iau. Wow, de ce fain. Trebuie să mai iau din astea, că îmi plac foarte mult. Așa. Și acum le pun pe toate. Wow, ce fain e. Wow, și cu semințe, dar ce fie. Ce semințe? Uite, semințe de floarea soarelui. Aha. Deci, sunt mai multe. Am mai luat câteva în zi, dacă vreți să mă pui. Aproape ca și vara. Foarte dulce. Ajunge, nu? Cred că da. Cred că.
Așa. Ar trebui să dăm un pic mai tare, nu? Bine. Pun niște sare. Acum așa condimentul ăsta? Da, e foarte fain. E foarte fain. Am pus un pic în palmă și chiar mi-a plăcut. Îi sare cu un pic de chili și nu mai știu cu ce. Ce să văd. Asta am primit de la sora Adina. Da. Dar nu se intră ca mine cu ceva. Da, oameni. Că mai trebuie un pic de sare. Știi? Că să duc. Și după aia o să punem cremă din asta de smântână. Mai trebuie. Ce fain, e dulce. Minunat. Așa? Îmi place. Și mere perfect cu pește. Pește. Cu peștele de la un început să sunie. Să gătească? Da. Acum, de-abia începe. Da. Și aici cum vă lăsat. Trebuie să-i dau la metal, da? Nu, nu pește! Porumb! Porumb baby! Cum ați arăt? Uite! Ca la chinez. Ca la chinez. Am spus că nu vrea. E obosită. Am zis dulce, ui! Nu trebuie mult găpite. O să mai iau de la penii legumele astea, am zis. Da? Minunate. Părerea mea pot să pun deja. Crema. Da, că dacă gătești mai mult. Uitați aici, este gata. Deci am pus o cană de orez și două căni de apă și suficient. Când apa și am pus, da. Acum clatără-l un pic și separă-l. Jumate ție, jumate mie. Ok. Bun. Deci, uitați, vedeți? Gata. Nu, hai. Deci, risotto se poate face în multe feluri. Eu îl fac așa, mai simplu. Pun ulei la topit puțin. Untul și orezul se înțeleg foarte bine. Îmi place foarte mult. Poți să închizi cuptorul? Cuptorul? Da. De mult închis. Ok, bun. Bine. L-am închis-o. Da. Punem ceapa. E jumate de ceapă. Un pic de ulei de măsline. Să călească ceapa un pic. Știi? Acum ar trebui pe sub. Ți-ai pus și ție jumătate. Da. Așa, bun, pe sub.
Băgeam o restă cu cineva și cu untru. Acum, acum, smântâna lichidă. Aveți grijă cu sarea, fiindcă și parmigianul e un pic sărat. Parmezan. Așa. Mie îmi place să aibă și un pic de gust de vegetar, din asta naturală. Piper. Cum arată, e piper combinat. Este piper acum. Unde? Uite-l acolo, în fața ta. Asta? Nu, în fața ta e de aici. Uite acolo, lângă ăla, uleiul de măsline. El se vede acum așa mai fluid. Dar dacă stă 5 minute, rămâne așa fain, cremos. Da, cremos. O să-mi cheagă parmezanul. Cam asta e cu parmigiano, rigiano, rigiano și cu risotto. Și acum, Angie, trebuie să faci fărfuria, că e totul gata. Ok. Un pic pe pauză, să stăm de pe aici. Uitați aici, ce bine arată. Pornim tavolul direct pe față. Așa. Deci arată super. Chiar arată fain. Dăm o farfurie pe rând frumos. Și pun de aici până. Tu îți pun ție și eu îmi pun mie. Că eu îmi pun cu risotto, asta e pentru tine. Eu pentru tine vreau să pun. Nu, asta îmi pun eu. Așa. Foarte fain arată, Angie. Arată super. Să-mi pun legume. Pune aici, așa. Așa. Legumele arată... Da, ce bune sunt, măcar. Foarte bune. Deci, credeți-mă.
Eu îmi pun că mi-e foame. Chiar mi-e foame. Așa. Și orezul meu este ăsta. L-aș pune pe tot aici, dar pun câteva linguri. Pun câteva linguri momentan pentru deci orezul care l-am fiert pentru mine, deci ce am pus separat, e numai cu sare fiert. Vrei și tu? Îți place? Lecume. Și pun un pic de unghiu de pătrunjel, și așa mie îmi place mult pătrunjel, deci așa. Deci aceasta este farfuria mea și realizarea mea. Și acum urmează să fac eu. Mamă, ce bine arată. Uitați aici. Și legume. Yummy. Și risotto de la Dacia. Pe lângă. Îi place, bineînțeles, cu brânză. Parmezan. Ok. Aceasta. Că nu mai putem. Domnul să ne punteze pe toți. Aceasta este realizarea lunchii. Și a ta. Cu risotto. Risotto. Da. Și la revedere. La revedere. Și te duci oareci. Da. Trebuie să dăm la Jerry. La Jerry trebuie să-i dăm, da. Ok, am înțeles. La revedere. La revedere.